procuror general interimar, șef la PC Cox, interimar, vice la Procuratura Anticorupție, interimar, vice la CNA, interimar, suntem în justiție, la toți președinții sat de judecată, interimar, Curtea Supremă de Justiție, președinte, interimar, în general, justiția interimară Republica Moldova. Așa ceva nu poate să se întâmple într-un stat de drept și democratic. Nu, aici eu aș spune că tot rău e spre bine, pentru că, în principiu, când noi vorbim de independența justiției, toată lumea se uită la independența externă față de puterea legislativă și executivă. Dar nu mai puțin importantă este independența internă și, în primul rând, independența față de conducătorii instanțelor sau procuraturilor. Deci faptul că procurorii sunt interimari ne dă temei să sperăm că procurorii încetșor să vor învăța să nu asculte de ordinul șefilor. Așa că tot rău...